Fracțiunea Partidului Puterii a înregistrat proiectul de hotărâre privind desfășurarea referendumului republican constituțional, anunță Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate și președinte al Parlamentului. Acum aleșii pregătesc demersurile necesare, astfel încât plebiscitul și alegerile prezidențiale să aibă loc în aceeași zi, 20 octombrie. Cetățenii vor răspunde la întrebarea: sunteți pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană? Parlamentul acum pregătește toate demersurile necesare pentru a stabili data referendumului și a alegerilor prezidențiale pe 20 octombrie 2024. După votarea proiectului, acesta va fi remis în adresa Comisiei Electorale Centrale pentru a iniția procedura de desfășurare a referendumului republican în conformitate cu prevederile codului electoral. Igor Grosu a mai subliniat că ziua de 20 octombrie este una importantă pentru parcursul european al Republicii Moldova, dar și pentru moldovenii care merită să aibă același nivel de trai și drepturi, libertăți ca în țările Uniunii Europene. La 20 octombrie, vocea poporului va spune clar în ce direcție vrem să ducem Republica Moldova. Decizia suverană a cetățenilor va fi consfințită și în Constituție. Așa cum am spus cu alte ocazii, noi nu avem timp de pierdut. E timpul ca și în Constituție să fie scris clar că locul nostru este în familia Uniunii Europene, unde pacea este garantată, iar bunăstarea asigurată. În contextul plebiscitului, președintele PAS a venit cu un îndemn. Vin cu un îndemn către toate partidele, asociațiile din țară, din diasporă, să participe în promovarea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. În data de 16 aprilie, Curtea Constituțională a avizat pozitiv proiectul de hotărâre privind inițierea plebiscitului și de modificarea Constituției, în cazul în care cetățenii moldoveni vor susține modificările constituționale în cadrul referendumului organizat la inițiativa președintelui țării Maia Sandu, atunci în legea supremă va fi reconfirmată identitatea europeană a Republicii Moldova, iar integritatea în UE va fi declarată drept obiectiv strategic al țării noastre.